Criza din țările europene trimite acasă aproape 5.000 de elevi români anual. Copiii trebuie reintegrați în sistemul educațional autohton. Cei mai mulți români vin din Spania, Italia și Grecia. La celălalt capăt se situează țările nordice. Cei mai mulți au studii primare, urmați de cei cu studii gimnaziale și liceu. Aceștia au trăit alături de familii care au decis să se întoarcă în țară din cauza problemelor financiare. Majoritatea au studiat în state ale Uniunii Europene, iar ceilalți în state terțe Uniunii Europene. 1264 de români care au obținut o diplomă peste hotare au cerut ministerului recunoașterea ei pentru a-și putea continua studiile universitare aici sau pentru a se angaja. Există și probleme la întoarcerea în țară. Mulți se plâng că nu se pot adapta din cauza că sistemul nostru este cu mult diferit de cel de afară.